Itinerar Bíblico. Itinerar Bíblico. Itinerar Bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, am ajuns iată la o secțiune care cuprinde lucruri pe care numai Luca ni le spune. Amănunt referitoare la lucrarea lui Isus aici pe pământ. Aici suntem învățați să nu judecăm, ci să ne pocăim. Tot aici ne este dată pilda smochinului. Apoi ni se spune că este vindecat o femeie gârbovă. De asemenea găsim pilda grăuntelui de muștar și luatului. Domnul Isus continuă să învețe pe oameni pe măsură ce se apropie de Rusalim, și când ajunge acolo, plânge pentru această cetate, așa cum plânge și astăzi pentru orice suflet neizbăvit. Dar să ne aducem aminte că suntem în capitolul 13 din Evanghelia după Luca și noi locuri și evenimente ne așteaptă să le explorăm. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni al căror sânge l amestecase Pilat cu jerfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Isus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni? pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși pe care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Aceste victime ale lui Pilat și oamenii peste care a căzut turnul nu au fost judecați de Dumnezeu, Dumnezeu nu face nimic din ciudă, cu mânie. Dar Hristos le spune celor religioși din fața lui că dacă nu se pocăiesc, vor pieri și ei. Acest fragment conține câteva lecții foarte bune și pentru noi. Prima lecție este aceasta. Când un creștin are mai multe probleme decât de obicei, și acesta este cazul multora, nu ar trebui să interpretăm acest fapt și să spunem că acel om este un păcătos mai mare decât alții. Necazul nu vine întotdeauna din cauza păcatului unei persoane. Pe de altă parte, dacă ai devenit creștin, aceasta nu te face imun la necazuri. Vei scăpa de necazul cel mare, dar nu vei putea evita micile necazuri. Chiar dacă ești creștin, tot vei gusta din necaz cât ești pe pământ. Un alt lucru pe care îl putem învăța de aici este acela că, dacă vedem că apar necazuri în viața cuiva, aceasta nu înseamnă că noi suntem superiori acelei persoane. Poate că Dumnezeu îngăduie să vedeți necazul altuia pentru a vă aduce la el. Iată că ajungem la o nouă monstră din specialitatea lui Luca. Pildere. Și avem aici pilda smokinului. Pilda smochinului decurge în mod firesc din discuția precedentă. Este, dacă vreți, o continuare a ei. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smokin sădit în viața. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, Iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în zmochinul acesta și nu găsesc. Tai-l! La ce să mai cuprinde și pământul degeaba? Doamne, a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur prejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roade, dacă nu, îl vei tăia. Zmochinul fără fructe este, după părerea mea, un simbol pentru poporul evreu. Proprietarul zmochinului se aștepta să găsească fructe în el, dar era dezamăgit de fiecare dată. El avea dreptul, neîndoielnic de a face această judecată și de a tăia pomul care nu-i aducea niciun beneficiu, nicio roadă. Poporul Israeli s-a promis binecuvântarea dacă va umbla în lumină și blestemul dacă va respinge lumina. Acestui popor i s-a acordat o atenție deosebită. A fost cultivat și tratat cu îngrășeminte. Ar fi trebuit să dea roade, dar nu a fost așa. Israel l-a respins pe Hristos, chiar spunând, fie ca sângele lui să cadă asupra noastră și a copilor noștri. Poporul Israel a avut parte de judecata lui Dumnezeu și a fost împrășteat printre toate popoarele lumii. Observați că nici astăzi Israelul nu se bucură de liniște și pace. Nu arabile dau de furcă evreilor, ci însuși Dumnezeu. Israelul este poporul ales al lui Dumnezeu, Va veni și ziua în care ei vor trăi în țara lor în credință și liniște. Sunt convins de acesta, pentru că Biblia o spune, dar nu este încă timpul. Până acum evreii s-au întors în țara lor în necredință și de aceea nu au pace. Aceasta este o dovadă a intervenției divine în mersul lumii, dragii mei. Dumnezeu nu intervine numai în cazul general, ci și în cel particular și o să vedem imediat acest lucru. Isus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o și a zis, Femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și-a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului, Sunt șase zile în care trebuie să lucreze omul, Veniți, dar în aceste zile să vă vindecați, și nu în ziua Sabatului. Această femeie era unul din cele mai grave cazuri de boală prezentate în Biblie. Ea suferea de o boală gravă, dar nu aceasta reprezenta problema. Problema a apărut pentru că Domnul a vindecat într-o zi de Sabat. Faptul că Domnul Isus vindeca în ziua de Sabat constituia o permanentă sursă de conflict între el și conducătorii religioși. Femeia din acest fragment avea un duh de neputință care o chinuia de 18 ani. Este dificil de tradus termenul folosit de doctorul Luca aici pentru a descrie starea acestei femei. El folosește termeni medicali. Boala ei era cronică. Din cauza bolii, femeia umbla adusă de spate și pur și simplu nu se putea îndrepta. Era cu adevărat într-o stare jalnică, disperată. Nu era altceva decât o ființă vrednică de plâns. Acesta este unul din cazurile grave de infirmitate fizică de care Domnul Isus s-a ocupat, însă cât a trăit pe pământ. Iar, ca de fiecare dată, Domnul Isus are și o replică. Fățarnicilor, i-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la Estă și îl duce de la apă? Dar femeia aceasta, care este o fica lui Avram și pe care Satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua Sabatului? Trebuie să mărturisesc că nu înțeleg de ce această femeie a fost gârbovită de satan. Nu ni se spune că ar fi fost o femeie imorală, și se pare că venea regulat la sinagogă, în ciuda stării ei grave de sănătate. În sinagogă l-a auzit ea pe domnul spunându-i: Femeie, ești dezlegată de neputința ta. El și-a pus mâinile peste ea, iar ea s-a îndreptat imediat și l-a slăvit pe Dumnezeu. Atingerea nu a fost esențială, dar a fost un ajutor dat credinței femeii. A fost un contact direct. Și pentru noi este important să intrăm într-un contact direct cu Domnul Isus Hristos, să avem o relație personală cu el. Conducătorul sinagogii a certat-o cu asprime pe femeia bolnavă, cu toate că ea nu venise la sinagogă cu intenția de a fi vindecată. Reacția acestui conducător religios a fost cu adevărat ciudată. Pe el îl interesa mai mult o lege decât faptul că această biată femeie, care fusese neputincioasă din cauza unei bol grave atât amar de vreme, fusese vindecată. Chestiunea sabatului era subiectul cel mai important pentru conducătorii religioși, ei, iudei. Și totuși, interdicțiile legate de ziua de sabat deveniseră o povară prea grea pentru popor. Dragi prieteni, chestiunea sabatului provoacă și astăzi dezbaterea aprinse, ignorând faptul că lucrul cel mai important nu este să discuți în contradictoriu pe marginea religiei, ci să trăiești ceea ce crezi. Pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas rușinați și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. Deși oamenii l-au ascultat cu bucurie, nu au mers mai departe cu el, este posibil să devenim atât de religioși încât să împietrim și să le excludem pe Isus din viața noastră. Puteți să cunoașteți toate răspunsurile, să fiți experți în argumentări, dar întrebarea care contează este aceasta. L-ai primit pe Hristos în inima ta? Nu există niciun înlocuitor pentru persoana Domnului nostru. Ești plin de îndoială? Ești nedumerit sau chinuit? Ești îndoit de spate sub povara vieții? Vino la Domnul Isus. Vino la El și poverile tale, păcatele tale pot fi înlăturate. Iar calea către El este deschisă în orice timp. El te așteaptă și este gata să-ți împlinească nevoile. Acum ajungem la o altă pildă celebră, pilda grăuntelui de muștar. El a mai zis, cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? Se asemănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a aruncat în grădina sa. El a crescut, s-a făcut copac mare și păsările cerului și-au făcut cuiburi în ramurile lui. El a zis iarăși, cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Se asemănă cu aluatul pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină până s-a dospit toată. Sămânța de muștar este un simbol pentru aspectul exterior al creștinismului de astăzi, cu organizațiile și denominațiile lui. Muștarul ar trebui să fie o plantă de mai mică mărime, nu un copac. În loc ca organizațiile creștine să fie lăsate undeva în planul secund, a avut loc o creștere anormală, prea rapidă a acestora. Și odată cu această creștere și dezvoltare, ele și-au pierdut adesea adevăratul caracter. Mai mult, biserica a avut de suferit. În ceea ce privește cheia acestei pilde, nu cred că ea se află în tufișul care se dezvoltă din mica sămânță, ci în păsările care își fac cuiburile. El îl reprezintă pe diavolul care este activ astăzi în creștinism și în multele așa zise biserici. Mergem mai departe la o altă asemănare care a ridicat probleme. Aluatul reprezintă nu Evanghelia, ci principiul răului și cred că am mai spus lucrul acesta până acum. Aluatul nu reprezintă niciodată ceva bun în sensul în care este folosit în Biblie. Termenul acesta apare de 98 de ori în Scriptură de 75 de ori în Vechiul Testament și de 23 de ori în Noul Testament. Și de fiecare dată este folosit într un sens negativ. Mulți oameni cred cu sinceritate că aluatul reprezintă Evanghelia care va crește și va acoperi întreg pământul, convertind întreaga lume. Ei vor avea parte de o mare dezamăgire, dragii mei. Nu va exista nicio împărăție. Nu va fi pace până nu se va întoarce Hristos pentru a pune bazele împărăției lui pe acest pământ. Instituția bisericii nu poate aduce împărăția lui Hristos pe pământ. La vremea hotărâtă de el, Domnul Isus Hristos va veni și va stabili această împărăție. Dar merge mai departe. Isus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Domnul Isus își continuă drumul spre Ierusalim. Luca ne-a spus deja acest lucru. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat la cer, Isus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Acum este pe drumul care se va sfârși cu moartea sa. Aceasta este ultima călătorie a Domnului nostru și cred că trebuie să o privim cu atenție. Cineva i-a zis, Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? El a răspuns, nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa, și voi veți fi afară, și veți începe să bateți la ușă și să ziceți, Doamne, Doamne, deschidene! Drept răspuns, el vă va zice, Nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți, Noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre, ai învățat pe norod. Și el va răspunde, Vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de legii va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsărit și de la pus, de la miază noapte și de la miază zi și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi și sunt unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. Este dificil de spus de ce a fost pusă această întrebare. Poate era una sinceră. Carisma lui Hristos a atras mulțimile, dar oamenii descopereau curând care este prețul pe care trebuia să-l plătească dacă îl urmau pe Isus. Oamenii veneau și plecau. Pe măsură ce se apropia de Ierusalim în această ultimă călătorie, acest lucru a devenit și mai evident. Venea vremea să se împlinească scriptura care spunea că toți îl vor părăsi. Domnul Isus le spunea oamenilor foarte clar ce îl va costa și ce îi va costa pe ei dacă îl vor urma. Dacă noi avem alte părere datorită gândirii așa zis sofisticate din timpurile moderne, atunci este o erezie, vă asigur. Pentru că era o întrebare speculativă, Domnul Isus nu a răspuns în mod direct. El îi spune celui care a pus întrebarea, „Fi sigur că ești mântuit. În acest scurt discurs, Isus spune limpede că vor fi mântuiți mulți oameni care nu sunt fia lui Avram și Isaac. În acești zi au venit câțiva farisei și au zis, pleacă și du-te de aici, căci Irod vrea să te omoare. Duceți-vă, le răspuns el, și spuneți vulpii acelea. Iată că scot dracii și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi sprăvi. Dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poi mâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim. În răspunsul dat avertizmentului venit din partea fariseilor, Domnul Isus îl numește pe Irod vulpe. Omul nu a evoluat din animale, dar unii involuează la stadiul de animal. Domnul Isus ne prezintă aici, în voalat, programul răscumpărării și al învierii sale. Ierusalim, Ierusalime, care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi cum își strânge găina pui sub aripi și n-ați vrut? iată că vi se va lăsa casa pustie. Dar vă spun că nu mă veți mai vedea până veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Domnul Isus își manifestă din nou dragostea și îngrijorarea pentru Ierusalim, cetatea în care urma să moară. De asemenea, el pronunță și judecata asupra cetății mare lui Împărat. Tot aici, el anunță cea de-a doua a sa venire. Atunci va avea loc cu adevărat intrarea sa triumfală în Ierusalim, Dragii mei, aici este ridicată o problemă la care și noi trebuie să reflectăm foarte adânc. Este vorba despre atitudinea pe care o avem față de cei care ne comunică voia lui Dumnezeu, și, de fapt, este vorba despre atitudinea pe care o avem față de Dumnezeu însuși. Faptul că Dumnezeu trimite mesageri care să avertizeze poporul, însemna că poporul se îndepărtase de starea pe care ar fi trebuit să o aibă. Ori, chiar în această situație, când avea mai mult nevoie de prezența lui Dumnezeu, poporul ignora intervenția sa. Intervenție imediată de prorocii trimiși de el. De fapt, ceea ce este mai important aici este că acești proroci vesteau și pe Mesia, pe alesul lui Dumnezeu trimis pentru izbăvirea omenirii. În esență, ei nu respingeau numai un proroc, ci respingeau singura lor șansă de a fi pe deplin izbăviți. Dragii mei, poate considerăm că suntem mai buni decât acei oameni. În cele din urmă, noi nu mai avem barbarul obicei de a arunca cu pietre în persoane pentru a ucide. Dar ce putem spune despre greaua piatra ignoranței? Sau ce putem spune despre ascuțita sabia de și disprețului? Când ne gândim că Dumnezeu face sacrificiul suprem și ne trimite o izbăvire pe care nu am putea să o obținem sub nicio altă formă, ignoranța noastră aduce act criminal. Chiar dacă ne este greu să înțelegem acest fapt, Chiar dacă nu este greu să acceptăm acest lucru, aceasta este ceea ce facem. Am văzut, dragi prieteni, compasiunea de care a dat dovadă Domnul Isus în toate aceste situații limită. Ne amintim aici de copiii posedați, de orbi vindecați, de oamenii cu infirmități, oameni care, din pricina acestor handicapuri, nu mai aveau nicio valoare în ochii semenilor. Pentru toți aceștia, Domnul Isus a venit cu dragoste și a dus rezolvarea celor mai mari probleme pe care le aveau. Am vorbit despre aceste handicapuri fizice, handicapuri care de cele mai multe ori aduc izolarea celor în cauze. Dar cum privim noi infirmitățile spirituale? Suntem noi conștienți că acestea există? Atunci când Domnul Isus vindeca pe cineva, nu făcea decât să redea funcționalitatea unui trup, care după o vreme va deveni ceea ce a fost la început, țărână. Dar ce se întâmplă cu acea parte a ființelor noastre care nu mai este supusă putrezirii, cu sufletul nostru, nu merită oare să ne gândim la el? Oamenii izolează pe cei infirmi, dar atunci când sufletul este infirm, omul este izolat față de Dumnezeu. Poate nu doare la fel, dar vă sigur, este vremelnic. Va veni o vreme când va fi începutul durerilor și, de fapt, va fi începutul fără sfârșit. Dragul meu ascultător, L-am însoțit pe Luca prin materialul pe care l-a scris și am văzut grija cu care redă dragostea Domnului Isus față de cei suferinți. Poate că și tu ai probleme medicale. Un trup care nu mai funcționează bine și te gândești că ar fi bine să primești vindecare. Domnul Isus poate să-ți Dar te invit acum să te gândești la sufletul tău. Poate mai mult decât trupul, ai nevoie de vindecarea pentru sufletul tău. Nu ezita să apelezi la Domnul Isus, El va veni cu dragoste. Totul este ca tu să-l inviți. Și nu uita: nu religia este aceea care aduce izbăvirea. Poate suntem preocupați de tot felul de mecanisme, de mijloace, de metode prin care să ajungem la Dumnezeu, să forțăm oare cu mâna lui Dumnezeu pentru a interveni în viața noastră. Nu de aceasta avem nevoie. Avem nevoie să dăm voie iubirii lui să lucreze. Avem nevoie să-i dăm lui voie să intervină în viețile noastre așa cum el știe să o facă, cu mângâiere cu dragoste. Niciodată Domnul Iisus Hristos nu a întors spatele celui aflat în nevoie. Cred că nici nouă nu o să ne-l întoarcă. De aceea, dragii mei, să apelăm la el, cu siguranță că va răspunde. <fie> se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.